Dacă acum câțiva ani la multe dintre facultățile de stat se intra pe baza dosarului de admitere și diferența era făcută de media de la bacalaureat, iată că situația a început să se schimbe și la tot mai multe instituții de învățământ superior s-a revenit la admiterea pe bază de examen. Astfel, la Facultatea de Drept din cadrul Universității București, admiterea constă într-un singur examen la limba română și la economie. La Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, admiterea constă într-o probă scrisă de limba română, creativitate și expresivitate. La facultățile de limbi și literaturi străine, admiterea presupune un examen scris la orice combinație de două limbi străine. Cei care vor să intre la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Litere trebuie să susțină o probă scrisă de 4 ore la limba și literatura română și la o limbă străină, iar cei care optează pentru psihologie vor avea de asemenea de susținut o probă scrisă. Admiterea la una dintre facultățile din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, pe scurt SNSPA, se face tot pe bază de examen, în funcție de specializare, fiind vorba despre discipline precum economie, geografie, istorie, limba română, limba engleză, psihologie, filosofie sau matematică. Tot prin examen se intră și la Politehnică, dar și la Academia de Studii Economice sau la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Iată pentru ce vor să opteze o parte din tinerii giurgiuveni. Vreau undeva la universitate, drept, științe politice, relații internaționale. Pentru asta va fi nevoie de examen, nu? Da. Te-ai pregătit? Așa zic, adică atunci vedem dacă m-am pregătit cu adevărat sau nu. O să urmez școala de suboficier de la Câmpina de Poliție. Sper să am baftă să intru, vom vedea. Ce facultate te interesează? Universitatea de Psihologie Pedagogie. Fain. Și examen pentru asta? Da. Când ai de gând? Pe 19. Ai pregătit? Da. Deci ești încrezător? Da. O să urmez o facultate politehnică, mi-aș dori. Ce specializare sau ce domeniu? Inginerie medicală. Interesant. Da. Examen pentru asta? Interviu, probă de interviu. Ai emoții pentru interviu sau crezi că va fi bine? Da, am emoții și acum la BAC. Pentru medii. Pentru medii. Da. Ce-ți contează media ta de la BAC? Da, contează. 50%. Surprinzător, dar la această oră sunt și tineri nehotărâți, sau cel puțin asta declară. Încotro în ce direcție te-ai îndreptat? Unde sunt mai mulți bani. Ce ți-ar plăcea să faci? Orice. Orice, dar nu mai bansează, nu? Păi, normal. Nu, deocamdată nu m-am gândit. Nu știu sigur ce să fac. Ai scăpat de BAC cu bine? Da. Da, așteptăm rezultat. Te-ai gândit la ceva? Deocamdată nu. Dar ce ți-ar plăcea să faci? Agronomie. E nevoie de examen pentru asta? Da.